Biblia spune că acolo este locul de întuneric veșnic, adică nu este lumină. Când Dumnezeu a creat universul, în prima zi a creației a zis să fie lumină. Lumina este una dintre marile binecuvântări ale lui Dumnezeu pentru noi pământeni. Dacă nu este lumină, Toată vegetația se ofilește, moare. Fără lumină este greu să ai viață. Dar nu numai absența luminii caracterizează iadul, adică întunericul, ci și absența apei. În iad nu este apă. Și când ajungi într-un loc în care este întuneric, și nu este apă. Este un loc din care lipsesc toate celelalte binecuvântări. Așa e că miroase a primăvară. Azi dimineață, băieți din biserica noastră, încurajați de conducerea bisericii, au oferit câte o floare fiecarei surori, fiecarei fetițe, fiecarei persoană de sex feminin. Mă uitam la fetițele care ieșau cu laleaua în mână și unele dintre ele erau așa de fericite că au primit o floare. În iad nu va fi nicio floare. Nu va fi niciun pom. Nu va fi nici iarbă. Nu vor fi nici fructe. Nu va fi nici mâncare. Nu va fi nici măcar un strop de apă. Dar cei care ajung acolo vor avea toate aceste nevoi. De aceea strigă omul acela din iad, Părinte Avrame, fieți milă de mine!